ce l-au el, băiatule. Care a luat pasul, ia. Ia. Nici, ia. Nici nu mi-a plăcut. Să vă aranjez. Raluca, dar ce faci acolo, iubire? Vreau să văd o secundă. Ce bine aici. Perfect, să nu vreau mai pleci. Vreau să văd o secundă, dacă tot e petrecere și distracție. Adevărat. Libertate să văd cum e din scaunul ăsta, dacă să mă duc eu, mă duc eu în scaunul juratului, că uite că am perucă și am să vin asta ca și singura mea șansă. A fugit. Acum am înțeles, Raluca, cum e să scadă peruca. Da, să simți, da, e. Mama. Da, eu nu mai înțeleg ce se întâmplă la emisiunea asta, deci toată lumea avem este... Avem doi colegi noi, Linca. De aici, fii atent. De aici, Diana, te întinzi. E frumos de acolo, ai văzut? Dacă bine, vă uitați pe cameră, uitați că... Dacă ne dă, am un două. Nu, 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 hai, vino. Uite, am un două, îmi place. Pe cristale și pe perucă. Da, zici că v-ați vorbit astăzi. Da. Deci cum e de acolo, Raluca? De aici se vede următoarea... Se vede următoarea chestiune, pisico. Amândouă ne vedem de aici, că Tibi acum s-a pus aici, eu te văd doar pe tine. Nu aveți nevoie și de Conchita? Fii atent, de aici suntem superbe, super slabe, da. Ne vedem atâtica, practic. Da. Trebuie să plec pe acolo sau pe acolo? Pe unde vrei, poduleț, să vezi filează pe Până să se dea rec, eu sunt un om cinstit, eu spun adevărul, până să se dea rec, s-au băut niște șaturi de pălincă. Atât am eu n-am de băut. Spus. Eu nu beau. Gata. Ruxi, un joc frumos jucăm? Da. Ce să-ți dau ție? Să-ți dau din Moldova sau din Ardeal? Moldova n-o să înghicesc. N-o să, dar din Ardeal știi? Da, cât de cât știi da. Din Ardeal cât de cât. Bun, da. Hai să vedem. Ce înseamnă futelniță? Aoleu. Pat. Da, știu eu. Nu, da. Stai că știam. Pat. Da. Măi. Nu, că știam, pat, da. Dar și la Moldova se zice așa. Da? Se zice, Viviana? Da, la Suceava știu că se zice. Eu știu. Noi l-am găsit ca regionalism specific din Ardeal, deci futelniță, da? Bine, wow, pat. Cum sună asta? Deci piscoș, aș vrea să aud pe Raluca. Murdar. Murdar? Da, mă, de unde știi asta? Bravo! Sunt mare, ești un piscoș, ești un murdar. Da. Și eu le-am știut pe astea din Ardeal. Liber. Wow, liber. Pepene, cumva? Nu. E un obiect. Zaibă. Da? E un obiect, da. Un cufăr, ceva în care... E chiar un obiect vestimentar? Nu știu. Cred că e mai mult din Maramu, nu știu. Ceșor? Vestă. Vestă? Vestă. Nu știam, asta chiar nu știam. Nu-i de la noi. Nu-i de la noi? Nu. Tu-l știai? Hai, e de la Cluj. Da? Da. Hai și unul din Oltenia, că poate, cine știe. Bâzdoacă. Opa. Mamă, și tu la aia mă gândesc. Îmi place mult cum sună. Băzdoacă. Știu eu. O figogoașă. Băzdoacă. Știu eu. Eu știu din Oltenia. Eu știu că sunt Oltenia. Bâtă. Mă, bravo, Raluca Mădulescu. Wow. Pentru că eu sunt cu Craiova, cu Oltenia, cu... Băzdoacă. Cu Alex Velea. Da. Super, bravo, Ruxi, te-ai descurcat mai bine decât Anna. Da, te felicit pentru păi asta. Păi mie trebuia să-mi dai din București, Linca, că eu sunt născut aici. Nu am decât trebuia din Moldova, din Oltenia sau din Ardeal. Ce înseamnă mișto? Ando, trăiți ar familia. Eu sunt din Ploiești, dai tot aici. Așa. Și adică dacă vrei să zici că ai dat cu bâta în baltă, ai dat cu bâzdoaca da, exact, în baltă. Ai dat cu bâzdoaca. Aha. Da. Și Ruxi, unde ne duci astăzi? Păi dacă e tot 1 decembrie, știi că se iese în piața Constituției, toată lumea iese la grătare, la chestii, la concerte. Mă duc și eu, dar mă duc acolo ca să-mi pun aplicația aia de dating. Aha. Că acolo e multă lume și pe loc îi găsești. Așa poți să selectezi pe loc. Păi și pe loc. Tu folosești aplicația asta de dating? Mai întâi, dar cu cont fals, adică nu cu mine. Ai cont fals. Da, și mă uit pe piață ceva? Și după aia mă deprim și închid aplicația și îmi dau seama, nu. Nu. Nu mai bine, nu? Piața e proastă rău, da. Aolo, au și cui îi place ca să folosim așa, îl invită după aia la futelniță. Păi ca să folosim cuvântul din ce? Exact. Adică dacă nu-i place ce se întâmplă, ia buzdoaca. Poate. Bun, râdem, glumim, hai să trecem un pic și la lucruri mai serioase. Raluca, tu ai fost de acord cu ceea ce spunea Ruxi
și anume cu faptul că este singura dintre voi depunctată pentru lucruri sau greșeli minore în această competiție? Nu că am fost de acord, am spus că nu este singura dintre noi. Problema mea nu a fost, locul, ci motivul pentru care eram depunctată, nu punctele. Am zis acolo. Hai să zic, atunci la Candyland și eu pot să spun același lucru, că singurul lucru care nu le-a plăcut la jurați a fost tricou. În rest n-au comentat nimic despre țalopete, despre overall, despre păr, despre încălțăminte, despre ce aveam la gât și m-au depunctat și am luat note foarte mici, doar pentru un tricou. Dacă este o română. Să-mi la strâmb în cap, cum ți se pare? Că mi s-a mutat căciula când mă trăgeau câinii. Exact, uite și la nostalgia mea mi-au spus că de ce mi-a căzut ăla de pe cap și de ce nu l-am prins bine. La fel, m-a depunctat fix pentru că mi-a căzut acel batic de pe cap și că părul mi-a ieșit nu știu cum și că inclusiv la Madonna că de ce n-am luat un sacou mai mare că mi s-a ridicat prea mult. Adică și eu am fost depunctată pe niște lucruri care mi s-au întâmplat. Tocmai și eu asta am zis că nu punctajul mă deranjează. Și motivele. Deci ce treabă are punctajul cu motivele? Motivele și la mine au fost tot așa. Nu pot să zic că uite, ok, la Madonna de ce? Că doar pentru că mi s-a ridicat un sacou și o cămașă. Păi dacă erau bine alese și stăteau bine când le așezai și eu puteam să spun la fel, că meritam note mai mari. Păi și eu pot să zic că am avut ținuta cea mai bună, nu? Și mie mi-a plăcut cel mai mult ținuta mea, mai mult decât a Viviani. Și Viviani a avut o ținută bună, dar a mea mi s-a părut mult mai spectaculoasă. Păi a fost mai bună, da. Adică e părerea mea. Este exigent juriul cu Luxi sau nu? Eu nu cred că este numai cu Luxi. Eu cred că juriul este exigent, punct. Fiecare fată acționează așa în diferite situații, în diferite gale, că au fost gale în care toate au fost dezamăgite. Una se pregătea sau uite, și Anda când a fost dezamăgită la nostalgie. Adică sunt situații în care jurul te punctează foarte puțin, pentru că așa consideră, dar de fiecare dată se argumentează. Da. Eu mențin ce Tibi mi-a spus că pe tine te văd foarte bună și de-aia te depunctezi mai dur, mi se pare că sunt în defavoare total și asta nu mi se pare un compliment. Din contră, mi se pare un descompliment. Pentru că e o competiție și nu pot să zic că te depunctezi pentru că ești mai bună sau ce. Sincer, nu, eu n-am luat-o ca pe un compliment. Da, dar și mie așa de la mine au pretenții mult mai mari și mai mari și de-aia pe mine o devin la gală. Că de la mine, dacă în cursul săptămânii, în cursul săptămânii poate, pe nu, că și la mine la gare poate vor, nu știu, mai să fac flip-flacuri, să fac ceea ce nu fac în cursul săptămânii. Da, dar să faci flip-flacuri și la altele nimic. Adică, ți se pare corect? Păi asta zic. Cum e acea nimic? Că de la fiecare juriu are cerințe. Unele fete sunt mai darnici, mai, cum se zice, mai indulgenți. Cu cine? Care sale? Cu restul, na, poftim. În afară de tine și la Luca. Da. Cine a mai simțit asta? Dar toate la un moment dat am fost punctate sau depunctate, depinde de situație, depinde de ținut. Adică nu mi se pare că s-a făcut, că Ruxi se referea că în special în cazul ei se întâmplă să fie depunctată pentru mici detalii sau pentru... Da, asta am zis mici că pe detalii care ținute, la altele sunt trecute cu vederea. Adică... Și la tine nu? Uneori, da, adică na. Și am zis că na, asta e. Și asta a simțit și voi, cel puțin Raluca și Viviana. Păi da, am spus că nu e numai în cazul ei să nu doar că... Raluca m-a avut discuția și a zis că și ea consideră că și a pățit chestia asta pentru lucruri pe care ea le considera minore și poate nu era nevoie să fie depunctată pentru asta. Poate fi o chestiune subiectivă asta, pentru că, uite, Ruxi spunea inclusiv în gală că ea este singura. Nu este singura. Cum poate și tu ai simțit despre tine, Raluca, că tu ești singura, nu știu. Nu neapărat că am simțit că sunt singura, că am văzut că nu numai eu am fost depunctată, cum a fost și ea și cu siguranță au mai fost și altele depunctate. Doar că n-am fost atentă sau nu mai țin minte exact, dar trebuie să spună ele dacă au simțit asta. Gala Nostalgia... Când am avut nota 1. Dar nu am considerat-o că neapărat că mi s-a făcut un defavor, ci pur și simplu am spus, ok, astăzi am avut o zi mai proastă, eu o să încerc oricum, toate galele să le fac foarte spectaculoase, așa cum îmi place mie și cum fac și show-urile mele de obicei. Fetelor, să știți că ni se întâmplă oricui. Tocmai asta da. Spun. În zile mai bune, zile mai proaste, dar mie știți ce îmi place cel mai mult? Faptul că vă văd atât de îndrăgite, faptul că văd că vă pasă, că luptați, că vă doriți să dați maximum, să luați notele cele mai bune și steluțele cele mai multe,
Mă rog, mergând mai departe, hai să vedem cum arată și ținuta pe care o propune Ruxy. Viviana? Îmi place foarte mult cum îi stă cu această perucă, deși Ruxy la un moment dat spunea să nu ne mai punem peruci și să nu mai venim cu peruci în această... Un anume fel de peruci, pe care le purtau mai multe la început. Alea din bob, cu vârful. Da, cu vârful ăla și un păr ciudat. Adică da. Ce poartă Viviana? Adică ce port eu sau cum? De ce nu ăla, da? Nu-ți place peruca mea? Mie îmi place foarte mult, așa trecând mai departe, mie îmi place peruca ta, îmi place cum îți stă cu această culoare de păr. Și îmi place și combinația pe care ai făcut-o, latexul și acest imprimeu. Cred că astăzi, în zi de sărbătoare, se împletesc foarte bine cu tine și cu ceea ce ești tu, personajul pe care îl prezinți. Mulțumesc! Eu cred că Ruxy crede despre ea că îi se cuvine locul întâi și atunci normal că dacă nu a fost pe locul întâi, a fost supărată. E firesc. Fata s-a pregătit, voia să fie pe locul întâi, nu i-a ieșit și atunci s-a supărat. Dar ea niciodată nu-și va asuma acest lucru, că va spune că nu. A fost o reacție așa. Era legat doar de anumite critici de ale lui Tibi. Hai să ascultăm o jurizare ca la carte, Ruxy în fața lor. Bună seara, dragă, bine ai venit. Seara. Ce-i spuneam colegei tale mai devreme, Andra, se aplică și în cazul tău, mă refer la sandale. Nici sandalele tale nu-mi plac foarte mult. Nu pot că să spun surori, că... tot așa, transparent sunteți cu surori, latex, da. Chiar sunteți surori. Nu mă omor foarte tare nici după textura materialelor. Îmi place foarte mult cum îți vine peruca. Mi se pare că ai ceva și fresh, și dramatic, dar și foarte sexy. Mulțumesc. Mie îmi plac foarte mult sandalele tale. Îmi place foarte mult cum îți vine această perucă și make-up-ul. Îmi place propunerea ta de Skype peste imprimeul acesta floral. L-am mai adus în discuție pe Richard Quinn. Nu știu de acolo, dacă de acolo ți-ai luat informația, dar mi se pare îndrăzneț și elaborat. Ai făcut o figură frumoasă și astăzi și să știi că dacă am trecut de vremea grădiniței, acum suntem la vremea performanței și punctăm tot ceea ce trebuie punctat, calitatea. Mulțumesc. Și diferențele care fac ca ea să fie supremă. Mulțumesc! Bravo! Mulțumesc. Mamă, Ruxy, îmi place la nebunie cum îți vine peruca aia, m-a fiert! Deci, câte peruși s-au învârtit la Bravo Ai Stil, cred că toate care se găsesc practic pe aici pe România, este una dintre cele mai mișto pe care le-am văzut vreodată. Stă bine ție, rău de tot. Ținuta îmi place foarte mult. Aș fi vrut, da, alte sandale, pentru că pantalonii ne-au lungime pentru sandalele astea. Adică sandalele în sine, la viața lor, sunt frumoase, dar nu în combinație cu pantalonii ăștia. Oricum, ținuta este bună, fără discuție. Și ești un personaj, ești un personaj, ne duci într-o poveste, îmi place mult atenția la detalii, etc. Mulțumesc. Bravo. A, ca să nu zic piesa, bă, băiatule. A adus o distracție, o altceva. Mulțumesc. 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 Felicitări, Ruxy, vorbește Mulțumesc. Și cu telespectatorii. Hei, vă mai pun manele dacă vreți. Dacă mă votați 8 la 1, 206, mai vin cu manele. Mulțumesc.